Bine v-am regăsit la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm astăzi despre un volum cu un titlu aproape biblic. Se numește Vorbea cu patru pedele, cu păsările și cu peștii. E vorba despre o carte a lui Konrad Lorenz, despre animale, bineînțeles. Konrad Lorenz este întemeitorul etologiei, adică știința comportamentului animalelor. A primit premiul Nobel pentru fiziologie și medicină. S-a născut în 1903 în Viena, unde a și murit în 1989. Este mai cunoscut pentru volumul său Cele 8 păcate ale omenirii civilizate, dar iată, editura Humanitas îl publică și cu literatură mai degrabă științifică. Konrad Lorenz se apropie însă și de literatura propriu-zisă, pentru că are un stil pe care pot să-l definesc fermecător și accesibil. E ușor de citit, iar felul în care transmite informațiile n-are nimic din scorțoșenia unui premiat cu Nobel sau unui om de știință clasic, unul care scrie pentru el și comunitatea sa de inițiați. Așadar, Konrad Lorenz scrie pe înțelesul tuturor. Aplecarea lui spre înțelegerea lumii la cele mai mici niveluri ale ei, la nivelul animalelor, de exemplu, se transferă deci într-un mod de a comunica specific și în cărțile sale. Cred că aceste cărți pot fi citite și de copii, pentru că au o abordare cât se poate de primitoare. Motivația declarată de Lorenz pentru scrierea acestui volum constă în revolta pe care o provocată în nenumăratele clișee pe care le-a găsit în basme, clișeele despre animale din basme. Blândețea porumbeilor, viclenia vulpii, toate astea, spune Konrad Lorenz, sunt doar niște prostii pe care un studiu aplicat științific al lumii animalelor îl contrazice. De altfel, Lorenz se și declară în acest volum un om de știință și nu un artist, așa că principala lui preocupare este reprezentată de acuratețea informațiilor și nu de estetica prezentărilor. Dar volumul, o spun din nou, se citește foarte ușor, este pasionant, iar pentru copii ar putea să reprezinte o excelentă introducere în lumea animalelor. O excelentă introducere făcută de un premiat Nobel. Așadar, Konrad Lorenz vorbea cu patru pedele, cu păsările și cu peștii, aproape de adevăratele, îndrăznesc să spun, mai ales după ce am citit această carte minunată. Dar haideți să vă și citesc un fragment din acest volum, un fragment în care este vorba despre Stăncuța Tșoc, unul din personajele importante ale cărții. Ori de câte ori se întâmpla să dau drumul concomitent la 3 sau 4 pui de stăncuță, se ajungea la o situație pe cât de ciudată, pe atât de periculoasă. De bună seamă că acești copii prostuți credeau că se pot ghida între ei. Altfel spus, fiecare pui încerca să zboare după un alt pui. Așa se face că zburau în cercuri, fără țintă și fără direcție, înălțându-se din ce în ce mai mult. Dar întrucât la acea vârstă stăncuțele încă nu sunt capabile să realizeze picaje îndrăznețe, așa cum fac stăncuțele mature, comportamentul copiilor de stăncuță i-a sfârșit îndeopște prin aceea că se rătăcesc cu atât mai mult cu cât s-au înălțat mai mult. Am pierdut, din păcate, câteva dintre cele 14 păsări în acest fel, întrucât la vremea aceea nu aveam nicio stăncuță bătrână cu experiență. Tșoc avea abia un an și nu ajunsese așadar nici măcar la maturitatea sexuală, care să fie adus, după cum voi povesti mai târziu, copiii rătăciți înapoi acasă în bună rânduială. Și aici veți vedea și o paralelă între dezvoltarea oamenilor și dezvoltarea stăncuțelor. Și în alte privințe, lipsa părinților care să-și îndrume progeniturile are urmări grave, întrucât puii de stăncuță nu au niciun fel de mecanisme înnăscute de reacție care să-i ajute atunci când sunt amenințați de dușmani. Coțofenele, gâștele, măcăleandrii, precum și multe alte păsări, se retrag imediat, gata să o ia din loc dacă zăresc o pisică, o vulpe, ori chiar și numai o veveriță. Au această reacție și în cazul în care au fost crescute de foarte mici de către oameni și nu au niciun fel de experiență cu dușmanii. Un pui de coțofan îmblânzit nu se va lăsa niciodată prins de o pisică, iar o gâscă sălbatică îmblânzită de mică reacționează la vederea unei blăni roșii care este trasă cu o sfoară la marginea tăului, de parcă ar ști exact ce însușiri are dușmanul ei de moarte, vulpea. Devine fricoasă și prudente, dă semnale de avertizare și intră în apă, fără a scăpa însă din ochi blana de vulpe. Gâsca știe, ori mai bine spus mecanismele ei născute de reacție știu că vulpea nu poate nici să zboare și nici să înoate destul de repede pentru a prinde o gâscă în apă. Întregul ei comportament este axat pe ținerea sub observație a vulpii din momentul în care este descoperită, precum și pe avertizarea celorlalte gâște cu privire la acest pericol, împiedicându-se astfel orice succes vânătoresc al vulpii. Cunoașterea dușmanului, care este născută instinctiv la celelalte păsări, trebuie învățată personal de către puii de stâncuță. Iar asta se face, în mod ciudat, printr-o adevărată tradiție. Părinții le transmit copiilor experiența personală, generație după generație. La stâncuță, singura reacție înnăscută în fața dușmanului este următoarea. Orice vietate care duce ceva negru, ceva care se zbate și tremură, este atacată cu mânie. În timpul atacului, animalul se apleacă în față, tremură cu aripile pe jumătate desfăcute și scoate un fonfăit de avertizare răsunător cu o ascuțită tonalitate metalică, de care omul își dă seama că este expresia unei mânii aprige. Îndrăznesc să spun că aceste povești ale lui Konrad Lorenz, povești adevărate scrise de Konrad Lorenz, și personajele sale, Stăncuța Tșoc, Gâsca Martina sau Cioara Hansel, sunt personaje mai atrăgătoare, mai pline, mai profunde decât cele pe care le găsim în basme. Așadar, Konrad Lorenz vorbea cu patrupedele, cu păsările și cu peștii, ar putea fi o carte de povești despre animale mai atrăgătoare pentru dumneavoastră și copiii dumneavoastră decât basmele clasice. Așadar, dragii mei, citiți că nu vă face rău. Cele bune pe data viitoare!